Bună ziua, vă spun din nou aici la standul editurii Herald, la următorul eveniment pe care îl organizăm azi, sâmbătă 1 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Isihasmul, calea către rugăciunea inimii, un eveniment prilejuit de lansarea a trei cărți. Este vorba despre Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. De asemenea, Istorie și taină la Muntele Athos și Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii de Vasile Andru, două titluri publicate în seria de autor Vasile Andru. Invitații noștri din această după-amiază, doamna Silvia Andrukovici, coordonator Oratio Mentis, Andrei Căitănaru, publicist, filozof, și colegul meu Mihai Liță, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină. Pentru început, aș vrea să-l, cum ne-am făcut să spunem, un obicei din a prezenta la fiecare eveniment colecțiile noastre și mai ales colecția din care face parte fiecare titlu pe care îl lansăm, pe care îl prezentăm. Aș vrea să-l rog în deschidere pe colegul meu Mihai Liță să ne vorbească puțin despre colecțiile editurii Herald și mai ales despre colecția Spiritualitate Creștină în particular, pentru că avem această carte, este vorba despre Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, volum publicat, cum spuneam, în colecția Spiritualitate Creștină. Mulțumesc! O să fie un exercițiu de forță să acoperim pe ceilalți, sper să mă auziți, nu pot să vorbesc așa tare. Despre editura Herald spunem întotdeauna că ea este o agora, adică un loc, un hub de idei, cred că s-ar chema în zilele noastre, un loc în care cei care au ceva de spus despre ființa om și despre interioritatea ei găsesc un loc în care să se exprime. Și din acest punct de vedere avem aproximativ 50 de colecții tematice care acoperă cam toată paleta de preocupări a ființei om către interioritatea sa, plecând de la lucruri chiar cotidiene, cum ar fi relația de cuplu sau creșterea copiilor, parentajul, trecând prin psihologie, cultură și civilizație și colecțiile noastre care ne-au făcut deosebiți, colecțiile noastre de spiritualitate, număr de aproximativ 15, care acoperă întreaga suprafață a planetei din punct de vedere tematic. Între ele, bineînțeles, și aș spune la loc de cinste și de tradiție în Herald, Spiritualitate Creștină, care dă cuvântul tuturor vocilor autoritare din acest domeniu, fie ele din peisajul ortodox, fie din peisajul catolic, atât părinți vechi ai bisericii, cum ar fi, de exemplu, Ioan Gură de Aur sau Grigorie de Nisa sau Simeon Noul Teolog, cât și mari mistici catolici, și aici am început să publicăm, am început cu Ioan al Crucii, o să continuăm cu Teresa de Avila, am publicat o reeditare a lui Benedictus Deus, a lui Meister Eckhart, și mai intenționăm, este gata de tipar o nouă ediție a Norului Necunoașterii, deci acoperim toată această gamă de opinii referitoare la creștinism. Și în, astăzi lansăm trei cărți, două din ele sunt deja cunoscute, cărțile lui Vasile Andru, și una este nouă, am mai avut doar un eveniment cu ea, este vorba de Muntele Tăcerii, a unui sociolog cipriot, Kyriakos Markides, o carte despre spiritualitatea atonită. Hai zice să dăm cuvântul mai departe. Îți mulțumesc, Mihai, chiar că ai răspuns și la a doua întrebare, pentru că ai prezentat lucrările. Aș vrea să reamintim cititorilor noștri câteva elemente importante din ceea ce înseamnă isihia. De altfel, subiect dezbătut, cum ai spus, cum ai menționat puțin mai devreme, un subiect dezbătut într-un eveniment la librăria Humanitas Cismigiu, pe data de 20 aprilie, pornind tot de la
dedicarea lui Kyriakos Markides Muntele Tăcerii. Fiecare tradiție spirituală a lumii, fiecare tradiție religioasă, să zicem, are un nucleu inițiatic, un nucleu destinat acelor oameni care vor să se dedice căutării respective până la capăt. Creștinismul nu face nici el excepție, iar creștinismul ortodox se remarcă prin acest nucleu care se numește Isichas. Esihia înseamnă liniște în limba greacă și această practică a liniștii se poate regăsi în cam toate tradițiile mari ale lumii, pentru că atât timp cât nu tace mintea, nu poate vorbi Dumnezeu. Așadar, isichasmul este această practică a liniștii care începe prin secolul XIV la modul formal, odată cu Grigorie Palama, care dă temeiul doctrinar acestei învățături, dar, de fapt, premisele acestei practici sunt mult mai vechi. Există voci care spun că ea este chiar precreștină. Și de altfel, ea poate fi regăsită, cum spuneam, în multe dintre tradițiile lumii. Această practică isichastă are, în principiu, după învățătura de la Sfântul Munte, trei etape. Prima se numește purificare, catarsis, sau despătimire în tradiția noastră. A doua se numește potisis, adică iluminare, iar a treia se numește teosis, adică îndumnezeire. Acestea două din urmă sunt pentru practicanții la măsuri mari, așa că, în general, se vorbește în mod firesc despre prima etapă, etapa despătimirii, pe care o tratează și autorul nostru, Kyriakos Markides, în cartea sa, sub forma gestionării acelor gânduri pătimașe care sunt numite în limba greacă logism. Și este dat aici un algoritm care este clasic în tradiția Sfinților Părinți despre modul în care gândurile pătimașe ajung către ființa noastră și cum începem să colaborăm cu ele și să ne contaminăm de ele, ajungând ca în final să devină ca niște droguri de care nu mai putem scăpa. Soluția pe care o dau, au dat-o părinții încă din primele secole, este ceea ce se numește trezvia, nepsis în limba greacă. Părinții deșertului, părinții primelor 3, 4, 5 secole, erau foarte atenți la tot ce gândeau și ce făceau și combinau munca fizică cu rugăciune, astfel încât atenția lor să fie permanentă asupra ceea ce gândesc. Și astfel mintea să fie în permanență la rugăciune, respectând astfel acel îndemn din Tesalonici, Bunul Tesalonicen, rugați-vă neîncetat. În cartea noastră o să găsiți un lung pasaj despre aceste logiste. Cartea Muntele Tăcerii, ca să nu o lungim, este, sau în această carte, este vorba despre un om cu căutări multiple, un om care s-a plimbat prin multe tradiții ale lumii, până când a întâlnit un părinte atonit, la vremea un Gheronda, deși era foarte tânăr, Gheronda înseamnă bătrân, dar nu bătrân de ani, ci bătrân în duc. Acesta e numit în carte Părintele Maximos, nu este numele său real, s-a urmărit respectarea intimității sale. Un părinte sporit și care a fost apreciat inclusiv la modul administrativ, el a fost protos al Sfântului Munte pentru un an de zile, ceea ce este echivalent cu, înseamnă guvernatorul Sfântului Munte, este ales odată pe an. Acest părinte îl introduce pe autorul nostru, sociolog cipriot, sociolog american de origine cipriotă, îl introduce în această învățătură atonită, de la cele mai prozaice lucruri de viață cu zi cu zi, până la rugăciunea lui Iisus, despre care o să vorbesc în continuare. Nu se face vorbire foarte mult despre metoda rugăciunii lui Iisus în această carte, pentru că ea se adresează acestui mediu laic, care mai întâi trebuie să facă curat pe dinăuntru, înainte să înceapă practica adevărată a rugăciunii. N-am apucat să spun, rugăciunea lui Iisus este instrumentul principal al căii isichaste. Este o rugăciune scurtă,
în forma atonită de 5 cuvinte, Pentalogos, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Kyrie Iisu Christe, eleison me, care se spune fie repetat, fie în permanență de către călugări, fie ca pravilă personală de rugăciune, după anumite reguli, respectând și anumite ritmuri respiratorii, ceea ce este un subiect depășind cadrul de față. Această carte este ca un jurnal spiritual și, deși se citește foarte ușor, este, după părerea noastră, foarte profund. Vorbind despre celelalte două cărți, eu aș vrea să fac așa ca un fel de evocare a lui Vasile Andru, pe care n-am avut bucuria să-l cunosc decât o singură dată pasager și culmea la un eveniment legat de India. Ne-am frecat umărul unul de altul, ca să zic așa. Însă sunt o persoană care a citit toate cărțile sapiențiale și le-am recomandat tuturor prietenilor mei. Iar cele două cărți care se află acum pe masă se completează în mod minunat. Una dintre ele este un jurnal atonit, în care veți afla multe despre Sfântul Munte și despre modul în care s-a oglindit în Vasile Andru acest loc foarte special. Iar cealaltă este, până la apariția acestei cărți a lui Marchides, singurul manual isicast scris de un laic și pentru laici. O lucrare minunată pentru care îl respect pe Vasile Andru, inclusiv post-mortem, și îi salut munca, și care cred că ar trebui să se dezvolte această idee, pentru că isicasmul nu este o practică exclusiv monahală, ea poate fi practicată și de obște, și există chiar și oameni cu realizări la măsuri foarte înalte care sunt laici. Există chiar un jurnal duhovnicesc al unei isicaste care este laică, nu este călugăriță. Deci acest lucru este cu putință. Cam asta. Mulțumesc, Mihailiță. Doamna Silvia Trucovici, aș vrea să facem referiri la lucrarea Ischiei, chiar și în faza ei începătoare pentru laici, așa cum a făcut-o Vasile Andru, și despre cele două cărți. Prima, o mărturie, am putea spune, de la Sfântul Munte Athos, a doua, Isihasmul sau Veșteșugul Liniștirii, un adevărat, am putea spune, un adevărat manual de Isihasm. Bună ziua, bine ați venit, Hristos a înviat, Maranata! Mulțumesc, în primul rând, editurii Herald pentru această invitație și pentru generozitatea cu care a publicat cărțile lui Vasile Andru și cu care a început această serie de spiritualitate creștină. Este mare lucru în ziua de astăzi, când cei mai mulți dintre semenii noștri reduc spiritualitatea creștină la a lua lumină în noaptea de Paște. Iată, aici avem o carte, cartea lui Kyriakos Markides, care se cheamă chiar așa, în subtitlu, În căutarea spiritualității ortodoxe. Și foarte mulți se vor întreba dacă este mai mult decât mersul la biserică, dacă este mai mult decât aprinsul lumânării sau scrierea unui acatist. Sigur că da, este mai mult decât asta. Și două cărți ale lui Vasile Andru, după cum spuneam, un manual de isihas, un manual de meșteșug al liniștirii. Pentru Miren scrisă, este un manual care a fost dezvoltat din practica pe care Vasile Andru a făcut-o cu ucenicii săi. Vasile Andru a avut aici în București și în țară câteva laboratoare de practică isihastă cu mirenii. Ucenicii săi se numesc așa cum ne sugerează și Simeon Nouă Teolog, doar râvnitor și nu isihaș. Și un jurnal atonit este jurnalul unui pelerinaj, care este scris într-un copană de scriitor foarte frumos, surprinzând acest inefabil al miracolului, al tainei. Iată, isihasmul sau rugăciunea inimii, pe care Vasile Andru a botezat-o în perioada comunistă Oratio Mentis, căci ați auzit mai devreme această sintagmă la colegul Sorin,
Oratio Mentis înseamnă chiar rugăciunea minții și a fost o pavăză pentru supraveghetorii vremii, care nu știau latinește, evident. Despre rugăciunea minții, ce se poate spune? În primul rând, se practică și se practică și de mireni în zilele noastre. E un mare lucru pentru că acum 28 de ani, când am început eu, dacă spuneai cuiva că practici rugăciunea minții sau meditația isihastă, ți-ar fi spus, e ceva ce seamănă cu yoga, nu-i așa? Iată, această practică a ieșit la iveală, se practică de mireni și mirenii sunt interesați de ea. După cum spunea și domnul Mihailiță, ea are rădăcini în practica cu mirenii încă de pe vremea lui Grigore Palamas, când patriarhul Isidor al Tesalonicului a introdus această practică în mediul mirean. Se face. Se face pentru, exact pentru cele trei scopuri care sunt scrise pe coperta filocaliei, filocalia fiind un fel de constituție a practicantului rugăciunii inimii, adică purificare, iluminare și realizare. Fiecare ajunge până unde poate duce aceste țeluri ale practicii isihaste. În primul rând, după cum spunea și colegul Mihailiță, aici este nevoie de câteva condiții pentru a practica, care sunt despătimirea, iată, purificarea, despuierea de gândirea magică și dorința de a face. Pur și simplu dorința de a face. Nu e mare lucru, totul este să dorești, să-ți dorești această practică și bucuria mea este îndoită de apariția cărții lui Kyriakos Markidis, pentru că practica spirituală, creștină, practica meditativă, oratio mentis, rugăciunea minții, este un tezaur al nostru, al creștinilor. Este, a fost desăvârșit pe tărâm ortodox, însă astăzi să știți că este exportat și în lumea catolică. Papa Ioan Paul al II-lea a început această practică cu câteva mănăstiri de călugări și călugărițe, iar eu am găsit anul trecut la Milano, într-o biserică, un afiș în care oamenii erau invitați la Scuola di Silenzio, Școala Liniștii, în care era o zi întreagă, se făcea practică și se povestea despre filocalia și despre rugăciunea inimii. Lucru care m-a bucurat nespus de mult, căci iată, avem semeni și pe alte meridiane care practică rugăciunea minții. Se poate. Se poate. Ce ne aduce această rugăciune a minții pentru cel necunoscător? Poate să aducă, în primul rând, o optimizare a vieții. O armonizare a vieții. Pe lângă niște țeluri mistice. Iată, domnul Mihai Milință povestea despre mistici ortodoxi, despre mistici catolici. După cum sfinții n-au etnie, cred că nici misticii n-au confesiune. Ei se întâlnesc pe acest teritoriu al practicii, practic. Aceste cărți, zic eu, sunt aproape indispensabile, cel puțin cartea lui Kyriakos Markidis pentru un necunoscător poate fi luată ca un dicționar. Sau, nu, mai bine ca un abecedar. Iată, cine nu știe litera A a spiritualității creștine, începe cu cartea lui Kyriakos Markidis și și-a rezolvat abecedarul, și-a rezolvat și scrierea și vorbirea din această perspectivă. Celelalte, v-am spus, sunt un manual pe care Vasile Andru l-a elaborat în practica sa cu mirenii și un jurnal atonit. Mulțumim doamnei Silvia Drugovici. Andrei Gaetanaru, Sfântul Munte, Agios Oros în greacă, numit de Kyriakos Markidis, în mod simbolic, Muntele Tăcerii. Care este raportul dintre această cale a isihiei, calea liniștii, și Sfântul Munte Agios?
emoții cu rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, așa cum ea numită în prima sa fază de practicare, este calea regală a trăirii ortodoxe și a experienței creștine de pe Sfântul Munte. Cu alte cuvinte, a zice că întregul Sfânt Munte se învârte în jurul a doi poli complementari, Sfânta Liturghie și rugăciunea inimii. Plecând de la această observație, aș vrea să spun un anumit lucru care cred că este foarte important despre această carte. Aș vrea cumva să o încadrez într-un context. Este într-adevăr o carte despre rugăciunea inimii, este o carte despre isihazm. Sunt și multe alte cărți apărute. Și cumva conceptul acesta de psihologie, de știința sufletului și de vindecarea sufletului, într-o anumită măsură pare a fi fost confiscat sau, hai să zicem, dedicat unei anumite abordări. Și uităm într-un fel că există o memorie foarte veche a acestei științe a sufletului, care are în centru și rugăciunea sau un anumit tip de așezare în interioritate, o memorie veche care poate începe chiar cu secolul Pericle, chiar cu un spațiu precreștin, i-a spune platonician, în care era vorba despre o reamintire de suflet și o vindecare a acestui. E un spațiu grecesc care cumva inundă cultura europeană și care ajunge să fie rafinat și dus la înălțimi nemai atinse de către spiritualitatea creștin-ortodoxă. Însă, deși se vorbește despre rugăciunea adesea, despre această rugăciune a inimii, se vorbește adesea în spațiul nostru public, se vorbește poate mai puțin despre încadrarea ei într-o terapeutică. Și aici cumva ar merita de punctat faptul că poate cel din tâi care a pus în ultimii 10-20 de ani accentul pe această dimensiune este un episcop ortodox, Ieroteos Vlahos, care a fost unul dintre cei din tâi care a început să vorbească despre această dimensiune a vindecării prin intermediul rugăciunii și prin intermediul unei vieți interiorizate. Un alt a fost Calistos Vare, un alt episcop, care este de altfel amintit în această carte, chiar în prefață, dacă ne amintesc bine. Și a continuat cumva această temă, pentru că relația dintre creștinism ca practică a rugăciunii concentrate pe rugăciunea inimii, pe de-o parte, și pe de altă parte efortul constant de curățare a sufletului, de despătimire sau de eliberare de complexe, așa cum se vorbește în alte tradiții intelectuale, ajunge cumva să fie foarte bine ilustrată de această carte. Pentru că este în această carte, Kyriakos Markides vorbește despre rugăciune, vorbește despre rugăciunea inimii, însă o plasează exact în contextul unei terapii a sufletului, a unei vindecări a sufletului. Se vorbește despre acea distinție tripartită despre care Mihai Liță a amintit, între vindecare, iluminare și dumnezeire. Este o distinție foarte veche, foarte veche, apare în spațiu creștin undeva în secolul al IV-lea, prin Evagrie Ponticul, este continuată prin Dionisie Areopagitul și apoi preluată de întreaga tradiție sihastă și ascetică și sihastă.
iar accentul cade în primul rând asupra efortului pe care cel care caută să se întunezească, efortul de a se curăța, cu alte cuvinte, de a-și îndepărta din ciulinii ego-ului, nu a eu-ului, a ego-ului, e foarte important, a egocentrismului, cei care, dacă vreți, inundă sau umplu spațiul lăuntric atât de mult încât nu mai este loc de Dumnezeu. Și atunci, în tradiție, se spune că înainte de a spera la o iluminare, cu alte cuvinte, la a ști în mod real despre Dumnezeu, drumul începe cu o curățare, cu o vindecare, cu o terapie, cum zis. Este continuat apoi de această iluminare, adică de revărsarea conținutului dumnezeiesc în sufletul celui cu care și-a făcut loc pentru Dumnezeu și se sfârșește infinit, de fapt, pentru că este un drum infinit, o ascensiune fără de sfârșit, se sfârșește într-un proces veșnic de dumnezeire, cu alte cuvinte, de realizare infinită a asemănării cu Dumnezeu. Procesele astea, acestea trei, în tradiție, sunt adesea desfășurate despre ele ca fiind secvențiale, cu alte cuvinte, mai întâi treci printr-un proces de curățare, apoi unul de iluminare și apoi unul de dumnezeire. În fapt, spun Sfinți Părinți, nuanțează spunând că, de fapt, este un continuu fluid între cele trei stări, între cele trei stări, cu alte cuvinte, în momentul în care ai pornit pe calea curățării, a vindecării, deja ai primit un conținut, deja ai primit o mică iluminare care te-a chemat, cu alte cuvinte, ai deja o relație vagă, slabă, șubredă cu Dumnezeu, dar o ai. Deci ești pus deja, ești prevăzut pe calea vindecării, nu ești tu de unul singur pe această cale, nu te-ai trezit de unul singur la un moment dat și pur și simplu ai fost chemat, ai fost prevăzut, pentru că apoi, plecând de la această paradoxală chemare, care nu e singur, să primești un plus de iluminare și apoi să realizezi prin aceasta o apropiere mai mare de Dumnezeu. Rezumând, cartea lui Marchides vorbește într-un mod foarte, foarte descriptiv și foarte, aș zice, dialogal despre toate aceste lucruri. Nu este o carte neapărat ușoară, adică n-a spus neapărat că este propriu-zis un abecedar. Pare a fi un abecedar, pentru că este scrisă, este virtutea scriitorului, este scrisă foarte cursiv. Se livrează conținut acolo duhovnicesc pe înțelesul aproape a celor neinițiați, a celor care chiar nu știu mare lucru, dar ștacheta e puțin mai sus ridicată decât pare, în sensul că avem pe de-o parte o terminologie teologică bine conturată, autorul chiar folosește și traducerea bine face că reia conceptele grecești teologice grele, deși traduce, aveți un glosar la final pe care îl puteți consulta, dar plonjonul pe care îl face adesea cartea în diverse teme ale acestei terapeutici sipaste este de mare adâncime. Cu alte cuvinte, a zice că pare a fi o carte introductivă și este prin faptul că te ia de mână cu foarte multă bunăvoință. Dar ceea ce deschide este ține mai degrabă de o profunzime pe care puține cărți din literatura aceasta s-au încumetat să o ating. Motiv pentru care nu pot decât să mă bucur și să vă îndemn să o citiți. Mulțumim foarte mult, Andrei Gritănaru. Doamna Silvia Andrucovici, ultima întrebare. De ce sunt utile cele trei cărți și și-ar găsi un bine meritat loc în biblioteca unui neofit, dar care este pasionat de spiritualitatea creștin-ortodoxă? Da, ele sunt foarte utile în biblioteca unui neofit, dar și a unui inițiat. Însă ceea ce ar mai trebui de completat în acest cadru al interesatului de spiritualitate creștină este prezența unui avă, prezența unui maestru, așa cum reiese practic și din cartea lui Kyriakos Markides. Eu am văzut-o ca pe o relație avă-ucenic, ca pe o carte de chilie. Ucenicul stând la chilia maestrului și scriind
folosește maestru sau ceea ce lasă maestru să scape despre practica isihastă. Deci, pe lângă cărți, mai avem nevoie și de un maestru care să ne îndrume. Iată. Ele sunt foarte, foarte necesare ca să ne trezească curiozități, ca să ne obișnuiască cu un vocabular, ca să ne trezească dorință până la urmă, să ne ispitească. Știm, asta e vorba lui Vasile Andru. Ispita bună, iată. Ispita bună este o carte, da? Nu aruncați cărți. Ispita bună este o carte. Aceia sunt foarte necesare și mai ales pentru efectele sale, pentru mireanul din noi. Domnul Gaetanaru a accentuat foarte frumos despre terapeutica care rezultă din această practică până la urmă. Este vorba de optimizarea vieții. Practic ne ordonează viața frumos, așa cum este ea, să zicem, fictată în voia lui Dumnezeu. Iacos Marchide să vă citesc. Este un lucru foarte frumos cu care sper să vă conving să citiți această carte. Iată. Îmi amintesc și acum Crăciunul lui 1900. Când m-am dus să petrecem împreună Agripnia, când stăteam puțin de vorbă în timpul unei pauze. Dar mare este iubirea de Dumnezeu și cum se lășluiește ea în lăuntru ființelor omenești ca o flacără arsă. Într-o zi, a spus Paisie, am simțit că se pogoară asupra mea atât de mult har, încât nu mai puteam să merg. Atunci am îngenunchiat și eram îngrijorat să nu mă vadă cineva și să creadă că sunt rănit. Iubirea pentru Hristos ardea cu atâta intensitate în sufletul lui, încât simțea că parcă oasele îi se topesc, precum niște lumânări din ceară de albine. Apoi a spus, marea iubire pe care am simțit-o în acea zi m-a condus la o suferință profundă pentru lume. Acesta ar fi capătul de sus, deci plecăm cu vindecarea, plecăm cu purificarea și acesta ar fi capătul de sus al experienței rugăciunii inimii, al experienței meditației creștine, Oratio Mentis, așa cum frumos a botezat-o Vasile Andru, maestrul meu și al multora de aici. Cu drag să luați aceste cărți, să le citiți, puneți-le acolo între dicționare, între abecedară, da? Colegul meu vrea să mai adauge ceva, colegul meu Mihailiță. Da, două lucruri. Dacă cineva se întreabă asupra autorității persoanei care scrie sau a persoanei de la care a învățat persoana care scrie, mă refer la Muntele Tăcerii, pentru că în ceea ce privește autoritatea lui Vasile Andru, lucrurile sunt deja stabilite, nu cred că mai trebuie să dăm detalii. Acest fost protos a Sfântului Munte a fost unul din ucenicii lui Paisie Aghioritu, probabil unul dintre cei mai mari sfinți ai Sfântului Munte din ultimul secol. Ceea ce vroiam să spun, asta a venit pe parcurs ce v-am spus acum. Ceea ce vroiam să vă spun, dând din casă, cum să spuneți, sper că doamna Andru să-mi permită, vă pregătim o surpriză. Cred, sper, mă rog, să apară un al doilea jurnal atonit al lui Vasile Andru, la editura Herald, pe care îl vom face împreună atunci când mi se vor da cele materiale lui Vasile Andru și plănuim să-l publicăm ca o sporire a colecției noastre de spiritualitate creștină și a seriei de autor Vasile Andru. Vă mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește! Da, caietele sunt în pregătire, să știți. Deci e o bucurie și pentru mine să vă anunț acest lucru. Și încă ceva, în completarea ceea ce a spus domnul Liță, contează cel mai mult în această practică spirituală acest lanț de aur al transmisiei. Iată, fiecare maestru a fost la rândul său ucenic. Chilocalia este un corpus de relații maestru-ucenic. Realizare acolo în Chilocalia. La fel, Chiriacos Marghite și Vasile Andru ne predau această rețetă cumva pe
limbajul nostru și pe înțelegerea noastră de astăzi, pentru că filocalia, la fel ca și revelația, este deschisă. Veșnic, pe măsură ce timpul merge în față, veșnic capătă noi înțelesuri. Vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază plină și bucuroasă. Mulțumim foarte mult, doamnei Silvia Andrukovici, mulțumim lui Andrei Găitănaru, colegului meu Mihai Liță, coordonatorul Părinții Creștină. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la acest eveniment. Vă așteptăm, bineînțeles, la următoarele evenimente. Aici se încheie evenimentul ISIMAS, mult calea către rugăciunea inimii. Vă dorim o sâmbătă frumoasă în continuare.